astăzi, în acest episod, a fost o mare ceartă între Dark Cell 2012 și un polițist. Nu vreau să vă mai zic prea multe, dar vă las să vedeți pentru că, bă, frate, cum a decurs toată ziua asta, nu s-a mai întâmplat niciodată și chiar trebuie să vedeți. Băi, fraților, ei bine, din păcate, da, Dark Cell a intrat la pușcărie, acum trebuie să mă duc după el la închisoare, nu, de fapt, fiți atenți, cum o să facem astăzi, chiar o să intre Dark Cell la pușcărie, o să fac ceva super, super tare, ei bine, vreau să-l trolez super pe Dark Cell, să-l pun, practic, să facă foarte multe ilegalități, dar niște nici nu știu să mai vorbesc, dar scuzați-mă, vreau să vă spun în felul următor. Sunt foarte hype pentru ceea ce o să se întâmple astăzi. Chiar o să se întâmple ceva super super șmecher. Sunt aici la Dark Cell acasă, să mergem cât de curând să-i spune lui asta și vreau să-i zic ceva de genul ca și cum să facă cât mai multe ilegalități din astea, cum s-ar spune, să facă chestii ilegale, foarte multe chestii, pentru că o să primească foarte foarte mulți bani de la mine, dar chestiile astea pe care el o să le facă, care de fapt ele sunt greșite și chiar ar trebui să intre la pușcărie dacă ar face el așa ceva. Chestiile astea sunt vorbite cu oamenii înainte și o să-l duc în niște locuri chiar super speciale și după aceea o să vedeți cum o să-l las pe Dark Cell așa tip-til și o să mă transform într-un polițist real. Am vorbit și cu cei de la poliție să pot să fac asta și o să-l duc pe Dark Cell, o să-l bag la închisoare și chiar vreau să văd cum o să reacționeze. O să fie ceva super șmecher astăzi, abia aștept. Vreau să-mi scrieți acolo în comentarii cum credeți că o să fie și dacă vreți să mai facem farsă, ce farsă vreți să-i facem. Dar eu zic că asta să fie cea mai șmecheră farsă de până acum, sincer, 100%. Toți să sperăm că o să iasă așa cum i-am propus eu. Hai să mergem acum, mergem cu mașina de carte aici frumos. Intrăm, ne ducem la Dark Cell în casă și hai să vedem ce face băiatul acesta, cum o mai fi și toate astea. Dacă ne intrăm aici, uitați-vă că ăsta încă a rămas aici când s-a captivat Dark Cell, s-a băgat acolo, s-a închis el în ăla de la când s-a dus el cu maică-sa și în fine. Acum trebuie să mă duc la Dark Cell, ești aici, hai că știu că e asta aici și nu vreau să mai cad Dark Cell, nu vreau să mai cad jos Dark Cell. Dark Cell, așa mă, ce faci mă copile? Ce? Eu suntem aici, mă jucăm. Își fie întrebă Rafaele, ia cu apă. Da, Dark Cell, ia cu apă, Dark Cell, dar vorbește și tu ca lumea, pune-te acolo jos Dark Cell, pentru că astăzi am niște chestii serioase, Dark Cell, pe care vreau să le vorbesc cu tine. Bă, Dark Cell, știu că ți-e plac burgerii, da? Corect? Da. Și dacă îți plac ție burger, Dark Cell, n-ai vrea să, nu știu, știu că ți s-ar place să mănânci burger la infinit, nu-i așa? Ei bine, Dark Cell, am niște metode cu care ai putea să faci asta, adică să ai foarte mulți bani, să faci foarte mulți bani, Dark Cell. Vreau să te bag în niște chestii, Dark Cell, puțin mai riscante, dar care merită, unde să primești foarte mulți bani, Dark Cell. Ok, tare copile, că trebuie să zic toate. Hai că ești pe Dark Cell, hai că ai căzut acolo la tine, hai că am căzut și Dark Cell. Fii atent, bă. Vino repede afară, vino afară că vreau să zic Dark Cell. Ah, ok, ești prost, Dark Cell, vină mai repede odată că vreau să zic, bă, fii atent, Dark Cell. Ei bine, știi că treaba nu e chiar așa ușor cum pare, Dark Cell, trebuie să faci foarte multe chestii. O să fac orice. Nu pot să mergem, hai să mergem. Da, că te Dark Cell, ești Dark Cell până la urmă, Dark Cell, fii atent, pentru prima oară, Dark Cell, vreau, bă, Dark Cell, vreau să fii atent, Dark Cell, o să fie un om pe aici, fii atent, îl vezi pe omul ăsta, Dark Cell, fii atent, vreau să te, da. Vreau să te iei în gură cu el, să-l iei la mișto, să faci mișto, Dark Cell, de el, așa, ok, să zic. Urcă, Dark Cell, că deja te pun să faci niște chestii și tu le dai în alte chestii, Dark Cell. Și foarte, foarte ciudat ești tu, Dark Cell. În fine, acum, a doua... E gata? Nu, Dark Cell, cât mai multe ilegalități, Dark Cell, pentru că trebuie să câștigi foarte mulți bani, Dark Cell. Bine, o să intre la pușcărie, dar nu știu asta. Așa, și ne-a ce în partea asta... A fost de bine? A fost de bine, Dark Cell. Acum, fii atent, Dark Cell. Știi pizzeria asta lui Antonio de aici, Dark Cell? O știi? O știi? Da! Okay. Antonio, da! E fratele lui Federico. Ei bine, Dark Cell, vine repede că vreau să spun ceva, ceea ce vreau tu să faci, Dark Cell. Dar băi, ești prost, copile, vino mă la poeche în partea asta la intrare, Dark Cell. Doamne, cu tine nu se mai poate mai așa ceva, mă, copilule. Hai, mă, Dark Cell, vino repede jos. Cum ai urcat? Bă, gata, termină, Dark Cell, gata, nu mai fură ziara, fii atent, Dark Cell. Acum, fii atent, stai, că Antonio acolo, Dark Cell, vreau să-i dai foc. Antonio, ce faci, fără, Antonio, ce faci, fără, te iubesc. Dar să, Dar să dai foc la pizzerie, dai foc aici la pizzerie, explodează pizzerie, explodează, așa, hai să vedem cum să facă, Dar Cell. Mă lași, Antonio,
Gata, a fost Dark Souls, doamne, de ce să-l pun la foarte multe ilegalități să facă Dark Souls, nu știu să mai vorbesc, sunt foarte hype, dar Dark Souls nu o să știe faptul că el o să intre la pușcărie pe treaba asta, chiar sunt curios să vedem cum o să reacționeze după ce să vină poliția asta. Ce vrei, bă, omule, Dark Souls, ai făcut, gata, ai îndeplinit și task-ul ăsta? Da, Dark Souls, da, acum fii atent, Dark Souls, hai, urcă cu mine, Dark Souls, fii atent, avem pe aici, vreau să-ți arăt foarte multe chestii, Dark Souls, în primul rând, bowling-ul, știu că-ți place, fii atent, Dark Souls, aici, asta de taxi, mai e vreo mașină de taxi pe aici, nu mai e, din păcate, dar Sele, vreau, fii atent, Dar Sele, vreau să fur tot ce e aici la magazinul ăsta, Dar Sele, du-te și fură și te aștept aici, bine? Hai să vedem, ia o să vedem, să ducem, hai că mă dure pe el să vedem ce face, hai Dar Sele, hai! Stai, mă, Rafaeli, ești prost, copile, fii atent, stai, unde, banditu? Nu, uite așa, bă, nu stai, uite asta! Așa, bravo, foarte bine! Mersi, uite, dă și cadă asta că e bunos. Uite, ce și cu așa. Așa, hai să mergem, Bă, hai că e prost ăsta, deja n-a făcut nimic aici. Bă, dar să le ce? Hai că fără și mașina. Am furat bani din ea, hai și mașina o furăm. Hai, băi, ce mă curab la asta? Doamne, dar să le hai că n-ai făcut nimic de data asta. Bă, dar să le fă ceva pe bune, mă, omule. Vrei să câștigi banii aia sau nu? Ia, du-te, mă, mă, fie antenă pe mie, îmi pare, dar fie antenă, ia, dă și mie, gata, dar să le vină repede, hai repede. Bă, dacă ăsta nici nu putem să facem aici, să-i fac eu să-l trolez, practic să-l bag la pușcărie, că el deja mă plictisește pe mine și cred că mă duc eu singur ca să scap de Dark Souls, nu de alta, dar pe bune. Sau de fapt, cred că o să-l duc acolo și nu o să-i zic că sunt eu și că e farsă și toate astea și o să le zic la polițiști, chiar să fac asta, că el a făcut niște lucruri pe bune. Că pe bune, gen, uitați-vă la el, chiar e insuportabil băiatul ăsta. Dar Souls, ce mai faci acolo, mamă, Dar Souls, copiile, bă, copil, bă, Dar Souls. Gata, a furat! Hai mai repede, vin odată, hai că ne prinde lumea aici, Dar Souls, hai repede, așa, și acum ai făcut 3 task-uri, Dar Souls, ei bine! Stai! Hai, vino, gata, omule, data, vino, data, că vreau, Dar Souls, hai, avem foarte multe de făcut azi, nu sunt doar asta, trebuie să sunt Dar Souls, deși atent, Dar Souls, pentru, bă, dar, tu nu chiar nu te interesezi așa cât ar trebui, cât o să câștigi tu, Dar Souls, tu chiar nu, că eu ți-am zis că o să câștigi bani, dar tu faci pe de capul tău toate lucrurile astea, să fără paiță și să faci numai ilegalități, Dar Souls, și tu nu știi câți bani câștigi? Păi, Dar Souls, bă, eu am făcut mișto de tine, o să câștigi 1 leu pe fiecare asta, adică nu câștigi nimic, practic, o să intri și la pușcărie. Nu, Dar Souls, nu, glumeam, fii atent, Dar Souls, faci 1 leu, practic ai făcut 1 leu până acum pe fiecare asta, pentru că până la urmă n-ai terminat tot, Dar Souls. Uite la casa noastră, Dar Souls, că n-ai mai fost de foarte mult timp, nu ți-era dor de casa, hai să mergem înăuntru. Da, și vrei să fur? Nu, dar, doamne, Dar Souls, aici nu fur, nu faci nimic, Dar Souls, e casa noastră. Bă, ai lăsat frigiderul, deschis, omule! Doamne, iartă-mă, Dar Souls, dă 7 luni, Dar Souls, frigiderul e deschis aici, doamne, iartă-mă, Dar Souls, ok. Bă, da, în fine, nu mai contează asta, voiam să zic ceva, dar nu mai contează, Dar Souls. Hai, mă, bă, vino, Dar Souls. Străinul nu mai e străinul, Dar Souls, a plecat de aici, nu mai e, nu știu unde s-a dus, bă, dar chiar unde s-a dus ăla. În fine, hai, Dar Souls, urcă. L-am mâncat străinii. Da, Dar Souls, bă, toată lumea a mâncat și fii atent, Dar Souls. Ei bine, vreau să spun faptul că sunt 3 de astea pe care tu le-ai îndeplinit și fac 1 leu fiecare, Dar Souls. Dar, mamă, stai că e poliția, Dar Souls, vezi chipul. Bă, dar lumea stă, bă, tu stai cu aia pe cap, Dar Souls, și dacă te vede poliția, bă, tu gândești, Dar Souls, dă-ți-ai jos. Așa și fii atent, Dar Souls. Acum, de fapt, ia să facem ceva cu poliția, Dar Souls. Ia du-te acolo, dar nu cred că e nimeni la poliție. Nu vrei, de ce nu vrei, Dar Souls? Hai, lasă-l, nu te lasă poliție. Fii atent, deci ai făcut astea 3, Dar Souls, și ar mai trebui să mai faci câte ceva, dar tu trebuie să le îndeplinești pe toate ca să câștigi banii, Dar Souls. Și vrei să-ți zic suma de acum sau? Da! Pe Dar Souls, 5 lei, nu, glumesc, 5 lei, dacă cum ar veni, le faci și nu le faci cam practic pe toate, dar da. Păi acum ai 3 lei, Dar Souls, trebuie să le faci toate, asta e ideea, că o să ai undeva la 5... 3 lei, mă, ce faci, mă, cu 3, mă, Păi dacă le termin pe toate, Dar Souls, le faci 50.000 de lei. Acum ce fac aici? Acum trebuie să te duci aici la bowling, Dar Souls, și trebuie să te ingure cu toată lumea de aici, trebuie să le spargi să de bowling. Mă, ia du-te, mă, nu primești banii, du-te, faci monitoarele, Dar Souls, monitoarele, alo, mă auzi? Care monitor? Unde monitorul? Uite-le deasupra, ești chiar televizorul, adică. Hai, că ești prost, Dar Souls. Gata, Dar Souls, vine repede, gata, nu mai distruge, gata, scuzați-le, e un copil prost, o să... Păi da, Dar Souls, îl cheamă pe soldați acolo la poliție să reclamați, Dar Souls, 2012, îl cheamă pe... Bă, Dar Souls, ok, gata, fugi, Dar Souls, fugi, Dar Souls, ok, deci l-am reclamat și aici, practic, bine, de fapt, știa, dar n-a băgat, Dar Souls, știi cât am reclamat, nu? De ce m-a reclamat?
bat, că e vina ta. Bă, nu mai da, omule, gata, bă, că Arsele, gata, că... Aoleu, bă, dar prost e copilul ăsta, dar Arsele, știi că trebuie să le și repa. Ok, dar Arsele, bă, auzi, acum, fii atent, dar Arsele, dar Arsele, du-te în parcul de distracții și joacă-te acolo, că o să vin eu imediat, dar Arsele, bine? Ok, haciu! Parcul de distracții, bă, ok, e prost copilul ăsta, dar Arsele, parcul de distracții, partea, ok, acum trebuie să ne costumăm în polițist, o să mă duc și cu mașina de poliție și o să meargă totul foarte, foarte bine, trebuie să-l arestăm pe Darusel, pentru că, bă, uitați-vă câte ilegalități a făcut și, bă, chiar nu e ok să faci așa ceva, adică pe bune, dar o să fie frumos, dacă încolo, atât vă zic, hai să ne începem, să vedem cum să ne comportăm ca polițiști, dar fiți atenți, mă fac polițiști și nu cum credeți voi, nu o să fie o casă de seamă, o să fie o voce specifică, chiar de polițist, de un om așa mai rău, mai mare și o să vedeți, nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Bun, gata, după cum puteți vedea, acum sunt transformat într-un polițist și hai să mergem la Darusel să vedem cum o să intre el astăzi la pușcărie, pentru că Darusel a făcut foarte multe chestii ilegale astăzi și chiar nu se poate, bă frate, chiar nu se poate să faci atâtea ilegalități, chiar nu e, bă, nu e bine, asta nu trebuie să faceți în viața voastră, hai să mergem acolo, să mașina aici și să vedem, să vedem dacă impactul ăsta... Așa, bă, ia, bă, ia zi, bă, ia, bă, ia că spargă toate astea, bă, ia du-te, mă, cu toată ferma ta, bă, și m-am văzut să fac așa de mulți bani, bă, să mă plătesc Rafaeli, Copile, te bala la pușcărie, copile, termină. Stai puțin, te-am auzit că vorbeai normal, deci vorbești normal, te-am auzit cum vorbeai, nu mami, mami, așa nu ești copil, nu știi să vorbești cu toată gura, folosești fiecare cuvânt. Mami, mami, uite, mami, bărbat, basta, nu iau, uite, mami, bărbatul ăla și vrea să mă ataci, era bărbatul ăla. Copile, vino aici, copile, doamnă, el este băiatul dumneavoastră, nu? A, auzi, ia vino, mă, copile, încoace, vino încoace, copile, ce faci? Copile, ești amuzant, copile, nu, vino puțin aici, ok, în primul rând. Copile, ce vrei? Copile, stai puțin, tu știi cu cine ai de-a face acum, nu? Cu cine? N-ai auzit tu viața ta de poliție, de polițist? Păi, bata, de ce, ești cumva polițist? Da, tu nu vezi cum sunt îmbrăcat și ce mașină am eu aici? Ia să văd, nu, copile, stai puțin, vino aici că avem ceva de discutat, copile, avem ceva de discutat, dacă vrei să fie bine, dacă nu o să fie rău, copile, avem ceva de discutat, dacă nu o să fie rău, înțelege o dată, copile, că vă chem pe mai cât aici, dar ia spune, cum te cheamă pe tine, ia, legitimează-te, deci eu sunt agentul Florin Popescu, pe tine cum te cheamă? Eu sunt agentul tău, sunt 2012! Nu, zic cum te cheamă, nu ca agent, termină, dă-ți astea jos, copile, că un curs și o să intri la pușcărie și în afară de tine o să intri și familia ta, inclusiv la pușcărie, pentru că nu e ok. Ce te crezi tu așa? Ce crezi tu că faci aici? Bă, domnule, îmi pare pentru vocea dumneavoastră, dar uite, luați cu apă! A, vă bate și jos, domnule. Ei bine, urcați în mașina de poliție, acum, în momentul de față, că vă duc la secție. Urcați în mașina de poliție și vorbiți cum trebuie! Mama, hai că a plecat, ce prost! Bă, copilul, dar SL 2012, acum a zis că te cheamă, copilul, vină! Copile, nu! Știu că stai la casa aia mare, știu totul despre tine, deja am auzit foarte multe detalii, face bine să vii aici și să nu mai faci să te alerg în continuu. Vino aici, copile, odată! Copile, taci, știu unde locuiești și vorbește ca lumea, vino aici să vorbești cu polițistul, că nu-ți permiți să faci așa chestii cu poliția. Copile, vino repede, am zis în momentul de față, dacă nu vii, vezi că... Prinde-mă, gata, am zis. În momentul de față am zis, gata, termină odată. Dar să-l dăm, deci vino aici, vino, nu, gata. Fii atent, copile. Bă, tu chiar te joci așa cum făcut, tu chiar, bă, copile, eu sunt de la poliție, eu te pot băga la închisoare. Ai auzit ce înseamnă? Știi măcar ce înseamnă închisoare, că văd că ești cu banii la gură. Uite-te la mine când vorbesc cu tine, că nu... Doamne, cât de prost e copilul ăsta, hai că-l dă chiar la secție, că... Ce?
Vino aici și nu mai vorbim, nu-ți mai batem și-l termine, copile, vino, repede, am zis în momentul de față. Nu mai putem timpul, că trece toată ziua, treci încoace, hai cu mine la secție, copile, dar în seltă nu-i... Hai! Bă, dar tu știi ce înseamnă aia poliție, că deja mă nervezi, copile, mă calci pe nervi, copile. Da, hai! Vino, repede, copile. Așa merge, ia-la-la-la-la-la-la! Deci, copile, tu chiar nu conștientizezi ce înseamnă poliția. Vino repede, o să ajung la... Bă, nu, pentru asta o să fii băgat la închisare pe viață. Trece, dar... Copile, nu mai sparge asta! Fiți-ar copil, o să te rog să-ți fie copil! Bă, dar copil mai ne suferi ca tine, na, bă, dar chiar așa să-ți comporte, mă, cu poliția, copilul ăsta, nu înțeleg, dar copilul dar SL 2012, urcă, mă, bă, ce faci, copile, dă-te jos! Bă, dă-te jos, o da! Aolo, copile, cu tine nu se mai poate, acum te duc din relaxație, bă, copile, termin o dată, am zis, copile, o ce pe mai cât am venit să ne vorbește cum trebuie, termină-te, copile, copile, am zis să termin, mă, dar ce, copile, deși așa, bă, dar chiar trebuie să chem pe maică, dacă nu se mai poate cu tine, mă, copile, eu știu totul despre tine, știu unde stai, așa că, da, ok, acum, dar să-l termină. Și unde stai? Dar să-l termină, tu. Acolo stai. Bă, termină, copile, da, acum o să vii aici și o să trebuiască să discutăm aici la secție, coboară din mașină și vină mai repede la ta, că deja nu te mai suport, vreau să termin și eu, că am și eu copii acasă, am familie, am de toate, trebuie să ajung și eu, nu să stau să-mi bag capul cu un copil nesuferit, Doamne ferește să am asemenea copil. Bă, ok, domnule, hai să mergem. Așa, bravo, plânge acum, copile, că așa trebuie dacă ești nesuferit. Vino repede aici, să-ți vină aici, să-ți că avem ceva de vorbit. Vino aici, să-ți... Ok, acum, în momentul de față, ia-mă unde se merge. Așa, vino aici, așa, vino aici, copile. Copile, am zis... Ok, mă duc la maică ta, știu unde stai, casa aia mare, ai face bine să vii, știu că ai locuit și aici. Gata, să vii odată și să nu mai tragi de timp, copile, și cum, Doamne, iată-mă! Doamne, copile, treci încoace, copile, termină, trec că mă enervez, copile, treci aici, stai, vino aici, copile. Așa! Nu, stai în față, copile. Așa, ce vrei? Lasă, stai tu aici, copile, nu, treci în față, mă treci odată în față! Bun, copile, în momentul de față eu nu înțeleg cum de poți să fii așa de nesuferit și să nu conștientizezi ceea ce faci. Tu astăzi ai încălcat, ok, pune scaunul ăla, tu astăzi ai încălcat foarte mult regulamentul poliției în legătură și cu mine, în primul rând, dar și cu faptele pe care ți le-ai făcut. Tu ai te-ai dus la două persoane, două femeie, vrei să-ți mai zic cât ai făcut, te-ai dus să fugi dintr-un magazin, te-ai dus să dai foc și la o pizzerie, la mall acolo, te-ai dus să arunci în aer să explodezi. Aia de bowling, tu îți dai seama ceea ce ai făcut și după te-ai luat și cu mine în gură și ai distrus și acvariul ăla deja nu te mai... Copile, chiar tu conștientizezi ceea ce faci, tu știi ce înseamnă ceea ce ai făcut tu? Acum ai făcut prea multe ilegalități, ai făcut foarte multe chestii ilegale. Ce antenă, bă? Eu n-am vrut să facă fie antenă. Ia vino repede, stai puțin, că trebuie să discutăm altcumva, trebuie să te duc din la închisoare și vorbim mai bine acolo, că deja nu se mai poate cu tine, copile. Acum, copile, am zis să vii odată, copile, termin odată, vino, copile, odată, că nu stau acum toată ziua după tine. Așa, treci. Copile, nici măcar nu mai știu să mai vorbești. De ce te sperii? Eu te sperii, te-ai speriat toată lumea, tot orașul ăsta întreg e însperiat, tot orașul ăsta altul nu se mai poate. Vino aici, camera, cocina de porci, mă, cine a scris mă asta? Copile, dai foc și la poliție. Ok, copile, intră înăuntru, copile, gata, acum, așa, putem să discutăm altfel. Știi că pentru ceea ce ai făcut și asta cu poliția aici, tu o să fii la închisoare pe viață, nu o să mai ai voie să ieși niciodată de aici și o să ai dreptul la un singur vizitator, cineva să vină la tine să te viziteze aici. Așa că, în primul rând, de ce ai făcut tu toate astea? Vin aici, vorbește cu mine, că eu cu tine vorbesc, spune-te în față. De ce? Hai să vorbim! Cum ai făcut? Ok, da. Hai să scoatem noi asta aici, ok, foarte frumos. Și treci acolo, copil! Treci acolo, rămâi, copile! O să chemă cineva acum să te regleze. Termină, dar, copile, cum, Doamne, iert! Bă, copile, de unde ai furat toate lucrurile astea? Bă, copile, dar tu ești chiar cu un copil problemă! Bă, copile, ești un copil problemă! Nu, rămâi aici! Ia și aici! Nu, rămâi aici, am zis! Termină odată, că deja nu te mai supur, copil, Doamne! Știi ceva? Pleacă, tu, dar pleacă din orașul ăsta! Pleacă din orașul ăsta, că nu se mai poate cu tine! Pleacă de tot, din oraș, pleacă! Ok, pa, frate, ce faci?
Băi, fraților, chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat, deci dar să le mai rog cu poliția. Eu chiar nu înțeleg, am făcut experimentul ăsta. Bă, de ce face așa copilul ăsta, că nu înțeleg? Bă, ăsta ori și-a dat seama că îl trolezi și toate astea, ori nu știu, știi, ia de treaba asta, auzit el, nu știu pe unde, Doamne iartă-mă, auzit, dar chiar nu e ok cum a făcut așa în felul ăsta. Bă, așa să te cumpăr și cu poliția în ultimul hal, să comportă mai rău decât cu mine, cum mai că să. Bă, ăla mă. Trebuie să mă ascund aici în jos. De ce pe omul? Doamne iartă. Bă, ce ce-am luat? Bă, Rafaele, bună ziua, bă, fiantele, bă, Rafaele, unde ești? Bă, ce faci? Da, Darusel, ce vrei? Bă, Rafaele, bă, bă, unde ești, bă, ia-te-te-te, ce, bă, Rafaele, unde ești, Rafaele? Da, ce vrei, vină înapoi, vină înapoi, că eu sunt domnul ofițer, vină înapoi, că m-ai enervat tot timpul, Darusele. Bă, Darusel, dar tu chiar așa te comporți cu poliția, pe bune? Asta a fost un experiment, tu chiar așa te comporți cu poliția? Bă, tu pe mine nu mă frești, mă, uite, bă, că, bă, ai barba de la schiul tău, uite, ai barba așa și se vede, știam că ești tu. Ce barba, mă? Uite, ești roz pe cea și tu ești deja roz. Și uite, se vede păsă de schiul tău. Hai că deja nu te înțeleg, dar să le da, bă, ești un mare prost, atât am zis. Ok, ești un fraie, ești plicul, dar să nu-mi doi mă, mă, te plicul cu mine, mă. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.